Mihai, noi ne-am întâlnit pe bicicletă undeva dincolo de Dârlos. Exact. Te descoper acum la o expoziție de fotografie. Mă bucur foarte mult că ne redescoperim din nou ocazia asta. Ce-i cu fotografia? Fotografia este o pasiune de-a mea mai veche. Cred că am preluat-o de la unchiul meu, Așa. folosindu-i aparatului vechi foto un Zenit și făcând-o fericită sau disperată pe fosta profesor de geografie, doamna Munteanu, care se minuna de mine de fiecare dată când aduceam un film cu 36 de poziții volate sau subexpuse. Dar în timp și spațiu, dintr-o joacă, efectiv a devenit o pasiune fotografia și... Să înțeleg că tu ai lucrat și pe film? Da, asta este începutul. Și acum am trecut pe digital, deși filmul rămâne o amintire plăcută și o dragoste. Și nu ți-e dor de camera obscură? Acolo se întâmplau minunile. Se Ia. întâmplau minuni într-adevăr, dar eram prea tânăr și n-am avut tehnica necesară și este un domeniu, să spun așa, mai necunoscut pentru mine. Și nu ți-ar place să te întorci la Mi-ar chestia? place efectiv întotdeauna, parcă a te întoarce la bazele tehnicii și a științei în sine, efectiv, în domeniul ăsta al artei fotografice, că nu poți să te numești fotograf de când, poate când o iei de la zero sau când te întâlnești efectiv cu anumite chestii, numai făcându-le așa pe manual sau pe anumite. Ce pot vedea medieșenii pe aici la Onyx, în expoziția ta? În expoziția asta, tema principală este fotografia religioasă. Numele expoziției este Ferestre spre Cer. Am încercat să surprind în aceste fotografii și în expoziția asta ideea de spiritualitate și de frumusețea spațiului românesc. Și cam atât. Cam pe unde sunt făcute? Prin ce zone din țară? Fotografiile sunt făcute prin diferite colțuri ale țării, din Maramureșul istoric, în Munții Făgărașului, știu eu, în zona Mănăstirilor, în județul Alba, prin majoritatea locurilor pe unde m-au purtat pe mine picioarele. Care este, eu știu, metoda de fotografie care îți place cel mai mult? Bun, ce portretul, peisajul, cam ce te atrage pe tine? Îmi place foarte mult fotografia macro, care cum să spun, te chinuie foarte tare și îți solicită efectiv la maxim nervii și scoate din tine tot ce e mai bun. Este o fotografie foarte greu de realizat și îmi place foarte, foarte mult. Dar, mergând foarte des la munte și îmi place să mă relaxez efectiv la munte, fotografia de peisaj cred că îmi domină efectiv portofoliul meu, să spun. Ești la prima expoziție? E debutul tău? Da, asta este debutul meu, prima mea expoziție foto. Într-un stil mai minimalist, costurile unei expoziții foto sunt foarte, foarte mari, dar sper că prezentarea și așa într-un mod minimalist să placă ochiului și eventual sau sper măcar mi-a să vadă mesajul și dincolo de modul minimalist de prezentare, să spun. Știu că ești un viitor al rock-ului. Da. Ți-ar place o expoziție, eu știu, cu evenimente rock? Cu tematică sau cu De evenimente rock? Da, de ce nu? la concerte, nu? Sigur că da, de ce nu? De ce nu?